Data trecută ne-am uitat la câteva obiecții care sunt aduse la Evanghelie, la credința în Dumnezeu, la Scriptură. Ne-am uitat, dacă rețineți, la problema credibilității Scripturii. Cum putem să credem noi că Biblia este o carte inspirată, că este Cuvântul lui Dumnezeu, da? Ne-am uitat la problema suferinței așa pe larg, ar fi un studiu întreg de făcut doar pe tema aceasta. Cumva problema suferinței este mai dificil atunci când ești teologic vorbind ortodox, în sensul că stai după dreapta credință. Cei care nu cred într-un Dumnezeu suveran, cred că au rezolvat-o foarte simplu. Nu. Dumnezeu nu ar... Nici vorbă ca Dumnezeu ca să îngăduie rău, sau, dar n-are ce face, pentru că v-a dat la toți liberă voință, faceți toți ce vreți și el săracul e legat la mâini și se uită cu dezgust, dar n-are ce face. Ăsta e cadrul care l-a creat și vă iubește așa de mult încât trebuie să respecte liberele alegeri. Da? Foarte interesant că în momentul în care un rău numit cancer intră în trupul tău, îl rogi pe Dumnezeu ca să intervine și să nu mai respecte sistemul care l-a creat, știi? Dar asta e răspunsul. Dumnezeu a creat un univers perfect, da? Noi l-am denaturat. Asta e începutul răspunsului, într-adevăr. Dar nu-i finalul. Biblia spune că inclusiv în universul denaturat de noi și de păcatele noastre, Dumnezeu este suveran. Nu putem pierde aspectul ăsta al Scripturii, pentru că este dificil. Nu dificil de explicat doar, ci dificil de acceptat. Stai, cum poate Dumnezeu fi bun dacă îngăduie, permite, decretă, rânduiește, e suveran peste atâtea lucruri rele, da? Peste atâtea lucruri rele. Cum poate Dumnezeu să fie Dumnezeu dacă nu e suveran peste toate lucrurile, da? Deci trebuie luat în calcul și probabil că la un moment dat vom studia mai în detaliu problema răului, a suferinței în această lume în legătură cu existența lui Dumnezeu. Da? Am privit împreună la diferite dovezi care Dumnezeu ne arată prin Scriptură pentru existența Lui, Scriptura fiind una dintre ele, evident, dar ne-am uitat la faptul că creația ne vorbește despre existența lui Dumnezeu, la faptul că conștiința noastră ne vorbește despre existența lui Dumnezeu, și la faptul că Domnul Iisus Hristos ne confirmă în mod clar existența lui Dumnezeu și Scriptura care este revelația lui Dumnezeu. În această seară vreau destul de telegrafic să ne uităm la câteva dintre argumentele apologetice clasice pentru existența lui Dumnezeu, pentru că din ce în ce mai mult firul se rupe foarte repede. Dacă cu cei care au crescut într-un mediu ortodox, într-un mediu catolic, într-un mediu evanghelic, da? Și cât de cât au avut, au o credință între ghilimele, au un concept despre Dumnezeu, da? Poți ca să ajungi cu discuția destul de departe până când ei zic, nu, stai un pic, ceva nu mi se pare. Adică nu se rupe firul la Dumnezeu a creat totul. Din ce în ce mai nou cu generațiile mai tinere, firul se rupe acolo. Deci vreau ca să spun că Dumnezeu a creat... Ha? Stop! Ești ilogic, ești nebun, da? Adică nici să ajungi la creat. Vreau să spun că Dumnezeu... Nu mă lua cu povești din astea. Trebuie ca să fii total nebun și neînvățat și ilogic și irațional ca să poți crede că există Dumnezeu. Și, de fapt, una dintre acuzele ateismului la adresa creștinilor este că noi, de fapt, avem o credință oarbă, o credință care nu numai că nu este logică, dar cumva sfidează orice rațiune, îngroapă orice dovadă și este imposibilă. Adică, logic vorbind, ar zice ei că Dumnezeu nu trebuie să existe, nu poate exista, da? Și cred că de multe ori de acolo trebuie să pornești discuția și noi suntem poate cel mai slab echipați ca și evanghelici să pornim discuția de acolo, pentru că nu ne-am pus vreodată întrebarea. Da? Ei, creștinismul de-a lungul istoriei și filosofia creștină și-a pus întrebarea și a încercat ca să
argumenteze pentru existența lui Dumnezeu și din punct de vedere filosofic sau logic. Și este foarte important să putem face acest lucru, pentru că dacă oamenii nu sunt dispuși să considere măcar posibilitatea, da? Nu mai ai cum să le vorbești despre Scriptură, nu mai ai cum să le vorbești despre Domnul Iisus Hristos, nu mai ai să le vorbești despre nimic. În momentul în care ei zic, n-ar o să te ascult, pentru că tu ai o convingere care este total ilogică, da? Existența lui Dumnezeu este ceva care clar este ilogic, ireal, n-are rost ca să... E clar că Dumnezeu nu există, ar spune ei, da? Nu mai veni cu lucrurile acestea. Și am vrea ca să considerăm câteva din aceste argumente și poate să considerăm și câteva obiecții, dar mai bine ar fi ca eu să vă prezint argumentele și dumneavoastră să încercați să gândiți care sunt obiecțiile. Primul argument, am să vă dau așa cu nume pompoase ca să le puteți băga pe Google și să mai căutați informații. Nu vă recomand ca să discutați cu vecinul dumneavoastră care să crede agnostic sau ateu sau zice că probabil nu este Dumnezeu și să zici, bun, acum am să-ți explic argumentul cosmologic. Da? Nu asta e scopul. Scopul nu este să impresionăm pe oameni că ce termeni am învățat noi la biserică. Da? Scopul e ca să înțelegem conceptele acestea în așa fel încât să le putem explica unui copil. Nu ca să ne arătăm noi că am învățat tot felul de termeni fain la biserică și noi suntem mai intelectuali ca alții. Da? Argumentul cosmologic. Argumentul cosmologic încearcă să sublinieze ideea logică a necesității lui Dumnezeu prin faptul că nu poți avea regresii infinite de cauze pentru ceea ce există. Da? Adică, pornește de la premiza că orice lucru care există trebuie să aibă o cauză. Și ne vom uita dacă premiza asta este adevărată sau nu. În orice silogism, în orice construcție logică, premizele trebuie să fie adevărate, dacă nu concluzia este falsă. Da? Și ideea este că dacă lucrurile au intrat în existență, poți merge pe linie într-o regresie de cauze, de genul. Eu am dat comandă la amvonul acesta. Da? Bun, asta nu explică existența amvonului. Bun, care e cauza următoare? Da? Cauza următoare e că Radu a mers și a cumpărat lemnul. Cauza următoare... Putem merge într-o regresie. Dar dacă tot mergem într-o regresie din asta, ca să găsim cauzele, cum a ajuns amvonul ăsta ca să fie în existență, pe urmă trebuie să spui întrebarea, bun, și copacii din care s-a tăiat lemnul, de unde a venit? Și pământul din care, și planeta, și universul, și până la urmă tot ajungi ce a cauzat, da? Și ajungi la ultimul punct, înainte să fi fost ceva. Fizic vorbind, material vorbind și mai departe, ce a cauzat să fie. Da? Și argumentul cosmologic se bazează pe această idee că există un număr de regresii finite. La un moment dat trebuie să ajungi în punctul inițial. Trebuie să ajungi. Da? Și afirmă că trebuie să fie un final în această regresie necauzat, da? Care a cauzat toate lucrurile. Adică trebuie să ajungi la un punct la care zici, ok, înainte să fie ceva, cineva, a cauzat să se întâmple toate aceste lucruri, el însăși nefiind cauzat de nimic. Da? Și asta este cumva, centrul argumentului. Acest cauzator necauzat este Dumnezeu. Prin definiție este Dumnezeu. Dumnezeu se descrie în termenii acestea. De aceea argumentul cosmologic, filosofic vorbind, teologic vorbind, este important pentru că este în linie cu felul în care Dumnezeu se descrie. Dumnezeu se arată ca și fiind necauzat, ca și fiind nemișcat. Da? Nu este mișcare, schimbare în El. Nu este... N-a fost o vreme în care n-a existat, n-a fost creat de ceva. Nu va fi o vreme în care nu va exista, nu depinde de nimic. Prin definiție, El este cauza tuturor lucrurilor, dar El însuși nefiind cauzat de ceva. Argumentul merge cam așa, sunt diferite formulări, am să încerc să vă dau una mai exhaustivă ca să vedeți toate
toate premizele care intră sau toate premizele implicite care intră, dar sunt și variante scurte. Premiza numărul 1. Lucruri există. Pentru noi asta e foarte clar. Lucruri există. Pentru filosof nu este foarte clar. Sunt filosofi care stau toată ziua și discută despre dacă lucruri există sau dacă credem doar că există. Adică dacă totul e o iluzie, dacă totul e Matrix și suntem într-un program de calculator, dar după aia ar zice, păi bun, dar dacă suntem într-un program de calculator, trebuie să existe un calculator, da? Și tot debate-uri din astea care sunt fără rost până la urmă. Prima premisă este că lucruri există. E asta, dacă nu crezi că lucruri există, problema e, nu știu cum poți tu să-mi spui că lucruri nu există dacă tu nu existi. Ca tare, o luăm ca și axiomă că lucruri există, că noi existăm, prin simplu fapt că experimentăm existența, suntem convinși de lucrul acesta. Da? În al doilea rând, a doua premiză este că ar fi posibil ca acele lucruri să nu existe. Altfel spus, eu nu sunt o necesitate, existența mea nu este o necesitate pentru existența Universului. Da? Eu nu trebuie să exist ca Universul să existe. De exemplu, premisa aceasta ar fi falsă despre Dumnezeu. N-am putea spune că ar fi posibil ca Dumnezeu să nu existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, nimic n-ar exista, corect? Da? Ei, dar ar fi posibil ca tot ceea ce există să nu existe. Pur și simplu Dumnezeu să nu fi creat. Ok? A treia premisă. Orice lucru care are posibilitatea să nu existe, adică orice lucru, da? Dar totuși există, a fost cauzat să existe. Simplu, nu? Adică ceva nu se poate aduce pe sine în existență pentru că ar necesita existența să se aducă în existență, nu? Este foarte logic. Un lucru nu se poate crea pe sine pentru că ar fi trebuit să fie deja în existență să se creeze, corect? Orice lucru are nevoie de o cauză ca să fie adus în existență. 4. Nu pot exista un număr infinit de cauze sau de cauze a cauzelor, da, pentru a aduce ceva în existență. Da? Adică nu poți să tot mergi și să nu te oprești din cauze. Dacă luăm exemplu unui copil și ne punem întrebarea de ce există, omenește vorbind, de ce există Ivi. Ivi există pentru că Mihai și Coanca s-au căsătorit și au avut un copil. Ok, de ce există Mihai și Coanca? De ce există părinții lor? De ce există părinții părinților lor? Și așa, 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 și mergem și ajungem la Adam și la Eva, da? Sau la Adam. Ok, de ce există Adam? Înainte să existe altceva, de ce există Adam? Și aici trebuie ca să ajungi la acea cauză finală. Există Adam pentru că Dumnezeu l-a creat. Da? De ce există Dumnezeu? Mergem ultimul pas. Și aici trebuie ca să spunem că Dumnezeu pur și simplu întotdeauna a existat, nu are o cauză. El este cauza care nu poate fi cauzată. Da? Deci un număr infinit de regresii rezultă în mod ultim în faptul că nu există o cauză inițială. Ceea ce ar însemna că existența nu are vreo cauză. Da? Și vom trata asta. Asta ar însemna că pur și simplu lucruri pot exista fără ca ceva să le aducă în existență. Asta ar fi fenomenal de fain dacă așa ar fi. Dacă, de exemplu, ar putea ca să existe dintr-o dată, nu știu, un tort, fără ca cineva să-l aducă în existență. Super ar fi, da? Oricând ai vrea tort, n-ar fi nevoie să se întâmple numai puf, ca și magicienii. Ar fi un tort. Dar nu există așa ceva. Ca să existe un tort, trebuie să existe cauze care cauzează existența acelui tort. Da? Și în cazul tortului sunt foarte multe. Sunt eu, care vrea tortul și încep și îl confecționez, da? Dar sunt toate cauzele secundare. De unde e făina? Ce a adus făina în existență? De unde e zahărul? Etc., etc., etc. Și dacă mergi pe toate liniile acestea de cauze secundare, ajungi la întrebarea regresie infinite, domnule, bun, ok, până la urmă ajungem la Dumnezeu. Înainte să existe ceva, ce a fost? Și ajungi la Dumnezeu, da? Dar pentru că Universul există, pentru că lucruri există, trebuie ca să fie o cauză
care stă la capătul acestui lanț de regresii logice. 5, premisa 5. Trebuie să existe o cauză necauzată pentru toate lucrurile care există. Când ajungi la capătul lanțului, trebuie să existe ceva care n-a fost cauzat. Și 6, această cauză necauzată este Dumnezeu.